Ana Maria, Ana Maria, Madeão. Salut, sunt Chef Patricio și astăzi vom face guacamole, adică pe limba noastră sos de avocado. Haideți să începem! Avem nevoie de avocado, cât mai mulți, cât mai mulți, cu putință, sucul de la o lămâie, un pic de ceapă și sare. Și acum ne începem la treabă. Luăm un bol, luăm toți avocado, îi tăiem pe lung și punem în bol, cu cuțit și cu lingură. Și ca întotdeauna, nu uitați de mânuș. Vorbim aici de contaminare. Nu vreau să vă contaminați, așa că luați-le pentru siguranța voastră. Vorbesc serios. Și începem. Luăm un avocado, îl tem pe lung, ține tare asta. Vedem ce iasă, dacă iasă. Uitați ce zâmbură mică are. Scoatem zâmburile. Neapărat scoateți zâmburile. Scobiți și cea mai rămas din zâmbure. Aruncați. E perfect curat. Scoate lingura. Scoateți conținutul în bol. Luați răzătorul de cartofi și începeți. One hour later. Recomandare. Întotdeauna să luați avocado moale. În sfârșit, am terminat să-i tai, să scot zâmburii, să-i curăț. Și acum vom face o pastă din ei. O să-i luăm fiecare și să-i punem în bol. Fiecare. Exact. Și, foarte important, vă trebuie un mojar. În cazul meu, am avut, dar s-a stricat. Da, cu tine vorbesc. Și eu o să folosesc această bâtă de baseball pentru a toca și a face sos. Să începem. Da, o să mă audă pe cei bine, n-am ce să fac. Măi și zboară pe afară. Asta e viața grea. Dar trebuie să continui. Știm că sunt aproape de final. Bun. Am terminat. Acum o să curăț această bâtă de baseball care mi-a fost de mare ajutor. Bun. O să spăl mai târziu. Mai la parte. Acum o să pun sare. Un pic de sare. După gust. Dar așa trebuie să iasă, o pastă verde. Urmează ceapă, să tăiem ceapa în două și o să punem o feliuță mică înăuntru. Bun, curățăm ceapa, luăm coaja, o tăiem în două. Iar acum, porțiune mică, o tăiem și o tocăm. Foarte, foarte fin. Atât am tocat ceapa. Urmează să punem înăuntru. Punem toată ceapa. Toată ceapa. Bun. Să mestecăm. Deja ochii mei suferă, bă, dar. Aceasta este cea mai tristă mâncare pe care am făcut. Acum luăm lămâia. Tăiem în două. Nu folosiți cuțitul de ceapă ca și mine, poate altul. Curat. Și tăiem în două. Perfect. O să folosim o jumătate, o stoarcem înăuntru. Și începem. Așa. Și amestecăm. Și am terminat. Acesta este guacamole. Puteți să-l mâncați așa simplu, dar eu vă recomand niște tortilla. Vedeți?
gaz, luați două tortile, digeți și îl mâncați. O să fie extrem de bun, merge mai ales la filme. Aceasta este rețeta, nu uitați, abonați-vă, dați like și share și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Ciao!